Bună ziua! Cred că ar fi bine să fie plantați pomi fructiferi în orașe, în parcuri, dar și de-a lungul străzilor. Că sunt bulevarde, că sunt străduțe, să fie plantați în orașele României pomi fructiferi. Să avem fructe gratuite, să avem și mâncare gratuită, nu doar mâncare contra cost. Pentru că mâncarea este un drept din naștere. Mâncarea și apa sunt drepturi din naștere ale omului. Acum, în ziua de astăzi, unii vin și pentru că ei merită, pentru că ei au muncit, spun că ei merită să aibă zeci și zeci sau sute de hectare de pământ. Adică diferențe mari între averile oamenilor, între ceea ce au unii și ceea ce au alții. Nu sunt permise, totuși, diferențe atât de mari între ceea ce are un om și ceea ce are alt om. Alt om să aibă sute de mii de euro în cont și altul să aibă câteva zeci de lei sau câteva zeci de euro în cont. Unii au sute de mii de euro în conturi și alții au câteva zeci de euro în conturi pentru că ei au muncit. Și au muncit. Unii au muncit mai mult, alții mai puțin, alții au furat. Și acum, domnule, ei merită sau, mă rog, sau așa vor ei să aibă mult. Este nevoie de echilibrarea acestei situații, iar această plantare de pomi fructiferi ar echilibra cumva situația, măcar oamenii săraci ar mai avea și ei cum să mănânce, sau cei cât de cât săraci să mai mănânce și ei acolo patru piersici sau ceva, niște caise sau ce-ar fi, acolo să aibă și ei ceva de mâncare în zilele când nu prea avem bani, că poate suntem săraci sau cât de cât săraci, să avem și noi acolo câteva piersici, niște caise de mâncare, ceva. Mai culegem un kil de fructe și asta este. Tot mai e ceva, mai se echilibrează puțin situația, în sensul acesta. Da. O zi bună, sănătate, numai bine.